Domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri, în primul rând, fiți bineveniți. Cred că de la Chișinău ați ajuns mai repede decât noi de la București. Am încercat să găsim un loc așa geografic, dar slavă Domnului, avem multe locuri în care ne putem întâlni oarecum la mijloc. S-am zis să beneficiem și de vremea frumoasă, pentru că o să fie nevoie în toamna asta și în iarna asta de cât mai multă vreme frumoasă. În primul rând, vreau să vă mulțumesc. Este o mare onoare și o mare plăcere pentru noi să găzduim această nouă ședință de guvern comună. Bineînțeles, cred că de astăzi ne gândim deja la următoarea ședință pe care o veți organiza în Republica Moldova. Însă, dincolo de partea de prietenie, de sentimente calde, în urma ședinței de astăzi vreau să anunțăm ca de fiecare dată lucruri concrete și lucruri importante pentru oamenii care trăiesc pe ambele maluri ale Prutului. Sunt confruntări și sunt probleme importante pentru cei care guvernează și la Chișinău și la București, însă vreau să zic cât e și presa aici, că atunci când e nevoie de ajutor, în primul rând vreau să-l găsiți în România. Și la Bruxelles, și la Washington, și peste tot, că și noi mergem acolo când avem nevoie de ajutor, dar în primul rând să-l găsiți în România. Vreau să discutăm astăzi despre toate punctele pe care le avem pe agenda de lucru, în ceea ce privește proiecte comune, în toate domeniile, dar asta e foarte bine că sunt toți miniștri, dar vreau să spun încă o dată că sunteți bineveniți, că sunteți prietenii și frații noștri cei mai apropiați și că dacă suntem împreună putem să trecem mult mai ușor peste toate greutățile. Domnule prim-ministru, încă o dată bine ați venit și mult succes în dificila sarcină pe care o aveți. Mulțumesc foarte mult, excelența voastră, domnule prim-ministru, stimați colegi, membri ai Guvernului României, stimați colegi, membri ai Guvernului din partea Republicii Moldova. Ferește, în primul rând, doresc să vă mulțumim foarte mult pentru această inițiativă și organizare excelentă și confortul care ne l-ați asigurat pentru a ajunge aici și căldura cu care ne primiți. Elemente care trebuie să fie apreciate pe bună dreptate și care trebuie să fie menținute și în comunicarea noastră de viitor. Noi constatăm toți împreună cu deosebită satisfacție accelerarea considerabilă și diversificarea relațiilor noastre bilaterale în spiritul parteneriatului strategic pentru integrare europeană a Republicii Moldova, în mod special pe durata ultimelor 5 ani. Și acest fapt denotă în mod deosebit rolul pe care îl are România în susținerea parcursului european a Republicii Moldova și în încurajarea aspirațiilor noastre pe care le avem în această cale. Nu odată am constatat și când ne-am văzut în cadrul ultimei vizite la Chișinău că România este un susținător consecvent și dezinteresat a Republicii Moldova pentru a avansa în transformări democratice, în transformări pozitive și avansa în calea sa de modernizare și nu o să ezit în a spune că o apropiere de România este o apropiere de Europa. Asta este crezul guvernului pe care îl conduc, cu mențiunea că integrarea europeană rămâne în continuare prioritatea absolută a guvernării de la Chișinău și noi vom urma cu fidelitate acest curs pe care ne l-am asumat. Noi suntem profund recunoscători pentru toate proiectele bilaterale care au fost cu generozitate susținute de către Guvernul României, menționând în acest șir, în mod special, modernizarea grădiniților din Republica Moldova, care este cu recunoștință apreciată de către nu doar de către clasa politică, dar de către foarte mulți cetățeni și copii beneficiari acestui proces, de implementare serviciului medical de urgență SMURT în Republica Moldova, care deja își câștigă un bun nume, de reabilitarea centrului mamei și copilului și multe alte procese foarte, foarte importante pentru țara noastră. Noi avem toată deschiderea și toată cointeresarea să aprofundăm parteneriatele noastre pe domeniile care astăzi le vom discuta, în mod special care vizează interconexiunile din sfera energiei,
pe gazoductul Ungheni-Chișinău, pe interconexiunile electrice, pe cele trei puncte Vulcănești-Sacea, Bălți-Ungheni. Și înțelegem că aceste proiecte sunt un element de reducere sau de excludere dependenței Republicii Moldova de vechiul sistem estic și de asigurarea unei sustenabilități a parcursului său european de viitor. Profit de ocazia pe care o avem astăzi pentru a vă mulțumi pentru deschiderea de a ne oferi un sprijin financiar rambursabil într-un moment crucial pentru Republica Moldova, valoarea și condițiile căruia le vom discuta astăzi, înțelegând că efortul de reformă pe care îl depunem noi acum la Chișinău va avea succes atunci când noi vom fi susținuți în aceste demersuri, inclusiv și financiar de către cei mai fideli și cei mai apropiați prieteni ai Republicii Moldova. În spiritul faptului că împărtășim împreună un spațiu comun valoric, cultural și de civilizație. Sunt ferm convins că reuniunea de astăzi va oferi o posibilitate de a consolida în continuare relațiile noastre bilaterale și, pornind de la concluzia că România a devenit principalul partener comercial al Republicii Moldova conform datelor anului 2014, schimburile comerciale au depășit cifra de 1,2 miliarde de dolari. Ne dorim ca România să devină și principalul investitor, sau cel puțin să fie în top 3 investitori din Republica Moldova și în acest sens vă anunțăm că deja am inițiat demersuri ca pentru întreprinderile românești care au acreditare europeană în domeniul proiectării și construcțiilor să nu mai existe careva bariere de acreditare repetată în Republica Moldova în perioadele de viitor, atunci când vom implementa proiecte comune care urmează să ne apropie în aspirațiile noastre. Excelența voastră, domnule prim-ministru, vă mulțumesc încă o dată pentru această inițiativă și susțin și eu cu toată deschiderea ideea de instituționalizare acestor întâlniri comune, acestor ședințe interguvernamentale, ca să stabilim o periodicitate, spre exemplu, nu mai rar de o dată pe an, și ca aceste ședințe interguvernamentale comune să ne apropie și mai mult în continuare și să ne consolideze bunele relații care le avem la moment. Mulțumim încă o dată și urăm succes ședinței de astăzi. O dată mulțumesc, până să mulțumesc de la presă, să spun că sunt puține țări în lume care pot să aibă o ședință a două guverne, să vorbim în aceeași limbă, să avem aceleași culori, să dumneavoastră ziceați dezinteresat. Ba nu, avem un singur interes. Ce e bun pentru noi e bun și pentru dumneavoastră și invers. Dacă e bine în Moldova, e bine și pentru noi. Și ați menționat, avem o ordine de zi pe care o să intrăm așa cum se face la ședințele de guvern, dar încă o dată spun, dacă România acum azi și-a plătit tot împrumutul către Fondul Monetar Internațional, nu trebuie să apeleze la alte împrumuturi, noi nu suntem o țară împrumutătoare de obicei. Dar dacă aveți nevoie, bineînțeles că răspunsul nostru este da și vă sprijinim în aceste momente. La fel, dacă la noi în țară și ne mândrim cu smurdul și e meritul celor care au făcut smurdul, și în Moldova o să vedeți că e foarte bun. Dacă noi am reușit să fim independenți din punct de vedere energetic, același obiectiv trebuie să-l aveți și dumneavoastră. Dacă am făcut grădinițe în România, putem să facem și în Moldova școli sau spitale. Deci, ce e bine pentru dumneavoastră e bine și pentru noi. Niciun alt interes al altor mari puteri nu există. România nu e o mare putere, dar este o țară care poate să vă sprijine pe dumneavoastră și care trebuie să o facă în continuare. Mulțumesc celor de la presă. Intrăm pe ordinea de zi stabilită în comun.